înainte de a și începe cu semifinala de ieri. Arsenal Malu versus FC Singuren pe frumosul stadion în baza
laterale. Nu am lăsat să joace. Și
și a fost să fie, dar noi obiectivul nostru a fost să accedem în play-off, nu să obținem locul 1 și după cum se vede am realizat obiectivul de a accedem în play-off, am câștigat semifinala și ne pregătim intens pentru semifinala și ne pregătim intens pentru finala. Hai, Danciu, atacant și Hanu, mijlocaș. Să începem cu tine, Mihai, să spunem ceva despre tine. Ai ales fotbalul.
care au intrat și au dorit să mă marcheze. Am ținut foarte mult la lucrul ăsta. Nu contează cine dă gol, important să
play-off-ul. Sperăm să câștigăm și anul acesta. Am trecut, am câștigat, am ajuns să finala, n-am câștigat, am ajuns să finala cupei, n-am câștigat-o. Dacă mi-aduc bine după un meci destul de disputat și de disputat chiar pe terenul la stării, da? Dacă nu mai aveți
Muchas gracias.
Respirați.
la 1 ați stat destul de detașați de eu. A fost frumos și legat de ce am vorbit mai devreme, ne străduim și noi să reprezentăm județul. Fotbaliști au jucat în finala cupei, cum a mers? Da, am jucat amândoi de sus de vin. Ați jucat încă de la început, ați fost titular. Județeană 2.
miercuri pe stadionul Dunărea din Port, în fața câtorva sute de spectatori, și a fost la dispoziția jucătorilor din Malum. Deși formația din Puieni era considerată revelația cupei pentru parcursul său surprinzător. Mălurenii s-au impus și au marcat încă din primele minute. Apoi au mai făcut tot de trei ori. Cei din Puieni înscriși marcat Alin Damian, Alex Jelescu, Mihai Danciu și Silviu Radu. Și după 90 de minute de fotbal frumos, tunarii au confirmat că merită cupa. Și de astăzi, pentru parcursul care l-a avut în Cupa României. Ce să spun, echipa mai bună a fost de astăzi. Aflat la primul meci din care era stat tânărul Adrian Tudor Rache, s-a bucurat alături de colegii săi pentru câștigarea cupei. Ce simți? Acest
primul rând, felicitări. Ați avut emoții. Cum a fost? Da, bineînțeles. La fiecare meci sunt emoții. Fiecare meci îl așteptăm cu încercare. Fiecare meci e greu în felul lui. Mai ales o finală de cupă. E a doua cupă pe care o ducem la Malu și ne bucurăm foarte mult pentru asta. Care a fost cel mai greu moment al meciului?
fericire maximă pentru noi că am ajuns aici. Chiar nu am mai mult, nu cred că puteam să facem, dar am încercat să facem un fotbal bun.
tare și-au apărat șansele cum au putut mai bine. Îi felicit că au ajuns până aici. Știu că și noi am fost în situația lor și eu o mare bucurie să joc o finală de cupă și mai ales o câștigi. Așa că merită toate felicitările de băieții de acolo din
câștigat cupa și îi mulțumesc și lui Andrei că a avut încredere în mine să mă folosească la ca titular la senior a fost un meci bun și ce vârstă acum? 17. Mulți înainte și cu zbor în fotbal îți doresc modelul tău care este? Toni Kroos de la Real. Cupa era la voi acasă, acum mai la noi aici, la tu, felicit încă o dată, haideți să discutăm foarte bun din Liga 3-a mea.
ne pregătim, ne pregătim intens. Ce știți despre adversarii voștri? Sau nu se poate spune cum ar să ajungi bine
așteptăm să revină, să revină în iarbă. Toți băieții sunt luați de joc. Urmează Andrei să ne spună atunci ce aproape. Să înainte rândul
efectiv cu echipa câștigătoare a campionatului capitalei. Așa e. Pot să vorbesc un pic despre lucrul ăsta, Andrei,
vedea ce va fi după sâmbătă. Discutăm pe... Da.
că reclamă pe la echipa noastră, sunt bineveniți la negociere și putem discuta oricând. Am zis, în primul rând trebuie să ajungem acolo și apoi discutăm niște de acestea. Vă susține financiar la ora actuală. În momentul ăsta se-a privit de parte malului e o localitate mică, categoric. În momentul ăsta un
l-am remarcat și vă mai fericit încă o dată că sunteți fâșneți vizibili în primul rând la capitolul marketing. Știți? Da, da, tocmai asta vreau să spun. What?
jucători și patronul și președintele și toată lumea. Și din cauza asta chiar atât de fericit, dar nu vedem
Vă relaxați mâine la deschiderea campionatului european ca să vă concentrați voi bine.
Caru. Dar sper ca suporterii să găsească mijloace și modalități să poată ajunge la să veniți alături de noi.
mulțumesc.